even if the sun goes down on you. Salutare. Hopa! Toi îl mușcă pe Alex de bun. Începem un nou daily vlog din casă, dar nu vă faceți griji că mergem la o mică plimbare doar pentru acest daily vlog special. Ca să nu mai filmez un daily vlog doar în casă, îl vom lăsa puțin singur pe Toi. Cred că va fi supărat. Dar oricum trebuie să învețe, că dacă voi începe și eu munca, trebuie să învețe și singur. Și o să mergem așa la o mică plimbare cu mașina și o să vă ducem așa prin niște locuri drăguțe din Cluj, unde puteți vedea Clujul de sus și o să fie foarte, foarte drăguț. Și abia aștept. Acum trebuie să ne pornim, dar numai nu pornim, adică gen, numai nu ne pregătim odată să mergem. Ia să vedeți ce frumos se joacă Toi. Îi place să muște de numai, numai uitați-vă la el. Mă rog, să muște, nu mușcă, să agațe, dar are doi dinți care sunt foarte, foarte ascuțiți și efectiv te doare când te mușcă. Toi! Toi! Uitați-vă, ați văzut dințișorii? Ați... Au, 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 au! Mă! Mă, fiorosule! Mă, fiorosule, mă! Mă, fiorosule, mă! Bun, hai că începem să ne pregătim și să pornim la drum. Bun, voiam să vă arăt cum mă prezint. Cam așa. Pentru plimbărica noastră de astăzi, cu acest tricou minunat de la H&M, dacă îl știți din haulul cu H&M, care este cam transparent, dar... Na, ce pot să zic, nu mă deranjează așa tare. Cu această fustiță pe care o ador și cu sandăluțe cu puțin toc. Sandăluțe pe care, apropo, nu regret că am dat banii pentru că le-am purtat de numai numai. Îmi plac foarte mult și deja arată un pic cam rău. Mi-ar trebui altele pentru vara asta, sincer. Dar momentan mai merg puțin. Așa, de machiat nu m-am machiat foarte mult. M-am făcut doar cu anti-charcan, cu gel de sprâncene și cu rimel. Și cu luciu pe buze. Și cam atât. Cred eu că sunt acceptabilă pentru o plimbare cu mașina. Bun, atât vreau să vă zic că am pornit la drum. Iar primul loc în care vom merge este... Feliacul, mergem pe Feliac să vedem Clujul și vă ducem și pe voi. La destinație și cam așa arată. Dați-vă dacă se apropie puțin. Ce destinație de mică, doar sunt mai multe. Una dintre destinații. Una dintre destinații. Uitați, așa se vede. Aș vrea să ies afară, de este aici un câine și mi-e frică de el.
ca să vă arăt mai bine, dar zic eu că se vede. Așa că a mărit. Uitați ce frumos e. Mi-ar fi plăcut să fac și o poză afară, dar cu cățelul ăsta e prea periculos. Da, uite-le. Deci ce părere aveți despre prima destinație? Vă place? Este un loc așa mai retras, de venit cu iubita. Alex nu m-a adus niciodată aici. Cum nu? Ne-a mai fost aici. Odată, da, zic. Păi odată, nu vrei să te duc în fiecare zi. Nu, mă refer că nu m-a adus niciodată aici când umblam la început, când ieșeam mai mult împreună. Cum aici nu te-am adus? Păi numai aici nu m-a adus. Aici m-a adus și cred că anul trecut am fost prima dată aici. Că tot l-am bătut eu la cap, că e singurul loc în care nu m-a adus. Dar o să vă arăt unde m-a adus cel mai mult. Da. Hai că vă mai arăt puțin peisajul și mergem mai departe. Șafară. Pe strada Uliului și se pare că l-a îngrădit. Aici mă aducea Alex cel mai des, dar din păcate... Din păcate se construiește cap oriunde în Clujul ăsta, deci nu mai poți să te bucuri de absolut nimic. Minunat. Orice pământ se vinde, se vinde ca să-și facă bani. Dar mergem un pic mai departe, pentru că mai știu o zonă în capătul străzii și sper că acolo nu este bloc. Încercăm, n-am mai fost de câțiva ani acolo, în zona aia, dar să sperăm că e, măcar acolo o să avem o priveste faină. Ei, din câte știu, era un câmp. Da, cred că m-ai dus și pe câmp. Nu spun câmp? Nu mai știu exact. Nu, ăsta era locul, oare? Nu, ăla era. Ăla era. Na. Era acolo intersecția. Și o altă surpriză neplăcută a fost că iar mi-a dat eroare cardul și filmez cu telefonul. Dar e ok, se vede bine. O să observe diferența. Nu filmez cu telefon din 2010. Da. Ia uitați, mă duce în pădure. Dacă cumva nu mai postez acest video, să știți că... Să știți că nu știți unde e, că nu postat video. Da, corect. Am ajuns pe câmp, ia uitați. Da, așa aici, e destul de frumos. Destul, dar nu prea vezi plăviri. Ia uite, pe acolo, dacă mergi, vezi că e ceva drum. Cu mașina a ta să te duci pe acolo. Păi e mașina mea asta. Da? Hai să mergem pe jos până acolo. Când ce să vezi? Uite cum jimoare, nu mi-e împrumută jeepul. Nici nu-mi dau seama. Ideea este că, na, asta ar fi fost al doilea loc dacă nu ar fi fost îngrădit. Dar e frumos și aici. Să zicem. Ce e acolo? Polusul. Polusul? Vivo, de fapt. Vivo, da. Wow, nici nu știam că e așa aproape de Vivo partea asta. Locație. Unde suntem aici? Bar. Bar n-ai. Încă cu tăietorii turcului.
vârful teritoriului Turcului. Ia uite, pădure. Acolo e... Ce stadiul e acolo? Știi ce stadiul e? Nu știu. Frumos aici, ha? Chiar frumos. Nu mai e locuri frumoase aici în Cluj, nu? Nu credeți, ha? Un alt loc de unde puteți vedea Clujul. Era mine acasă. Mă rog, da. Încă nu locuim aici, dar... Ăsta e apartamentul nostru care urmează să-l facem când o să avem bani. Pentru că pandemia asta ne-a... Folosit. Ne-a dat puțin peste cap. Dar o să-l facem încet, încet. Și avem un view așa superb. Ne place mult aici. Na, cam așa, vedeți? Superb, superb. Ne place mult aici. Hai să facem un direct ce am cumpărat. Da, cred că sunt foarte curioși. Să fii sigur. Încă ai nescut în capăt. Și suntem pe cetățuie aici. Următoarea noastră locație. Ultima locație. Ultima, da. Ultima, dar nu cea din urmă, cred că cea mai populată. Cea mai populată și cea mai frumoasă. Cea mai rușinoasă zonă, că e rușine să vorbesc cu câți oameni în jurul ei. Tocmai vorbesc, da? Tot, da, mor, măi. Eu vorbesc. Nu contează. Și dacă vreți să vedeți aici Cluj Arena, de mai aproape, e undeva acolo. Stai așa. Asta e Cluj Arena și în spatele e sala polivalentă. Rușine. Uite, rușine în persoană. Uite la ea. Ține-și, nu-aș petul de telefon. Și am ajuns acasă, morți de oboseală. Nu știu de ce ne obosește așa. Ce faci, măi? Acolo în spate. Ne punem la somn, cred. Aici ai și toi. Păcat că nu vi l-am filmat când am ajuns acasă, că a fost așa drăguț. Mi-a dat pupici. Hai, toi! Salut, mama! Uite cine e acolo! Toi! Haide! Îi dai jos cum gestați așa. Îmi dai un pupic. Haide, dă-mi un pupic. O, să le iau, că nu pot să le iau. Stați așa. Haide. Haide, aici la mami și dai un pupic. Mua. Au, măi, mă mușcă de față. Mușcă-ți-le. Închei vlogul aici. Eu mă schimb și mă culc de meaz. Să ne revenim așa puțin și ne vedem data viitoare cu un alt daily vlog. Mă rog, nu un alt daily vlog, urmează clipul cu make-up, dar data viitoare la una... Au! Au, 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 au! Măi, mă mușcă de degete, de nu mai pot, nu mai pot cu el. Deci, cum spuneam, ne vedem data viitoare cu un alt video. Vă pup, vă îmbrățișez, pa, pa!